Ieri și astăzi, așa cum a fost promis, pe parcursul zilelor respective am avut mai multe discuții cu liderii majorității parlamentare pentru a trece în revistă ultimele evenimente legate de guvernare și de proteste. Am trecut în revistă mai multe subiecte ce țin de activitatea guvernului, cât și de funcționarea majorității parlamentare. La întâlnire fiind invitat și domnul prim-ministru Pavel Filip, dar și câțiva miniștri. Am discutat inclusiv cea mai arzătoare temă a momentului, ceea ce ține de evitarea unui blocaj financiar, care din fericire este posibil, doar că guvernul trebuie să activeze și să ia măsurile corespunzătoare. De asemenea, am discutat despre luarea tuturor măsurilor în care se impun pentru ca protestele să se desfășoare în mod pașnic, să fie prevenite violențele și să fie identificați din timp provocatorii, astfel încât niciun cetățean să nu aibă de suferit. Ceea ce vreau însă acum să comunic la acest briefing este legat de revendicările celor trei grupuri de protestatari conduse de domnul Igor Dodon, Renatu Sată și Andrei Năstase. Le-am prezentat colegilor din majoritatea parlamentară în detaliu discuția avută ieri cu cei trei și cei care însoțeau, inclusiv revendicările pe care le au. De fapt, este vorba de una cea mai importantă revendicare, și anume declanșarea alegerilor anticipate. La discuția cu liderii majorității am încercat să vedem care sunt, în primul rând, mecanismele juridice pentru a declanșa imediat alegerile anticipate. Cum se cadrează asta în termeni legali? Și pentru asta am consultat mai mulți juriști, inclusiv din Parlamentul Republicii Moldova, să aflăm opinia și am identificat că în cel mai repede caz și cel mai optim alegerile anticipate pot fi declanșate doar pe motiv că nu este ales președintele Republicii Moldova. Constituția Republicii Moldova spune foarte clar: alegerile anticipate pot fi declanșate dacă nu se reușește alegerea președintelui Republicii Moldova, dacă nu se reușește investirea guvernului timp de 3 luni sau dacă este blocată activitatea Parlamentului pe 3 luni. Le-am spus colegilor și că există o altă solicitare din partea unui grup de protestatari, și anume cei conduși de Igor Dodon, prin care se solicită să fie retras votul sau anulat votul pentru guvernul Filip. Anularea votului la un act deja consumat, cum este investirea guvernului, este ilegală și chestiunea asta nici nu se discută. Cu toate acestea, pentru că ne dorim un dialog complet și constructiv, am decis să cerem din partea grupurilor de protestatari un document, o analiză, care cuprinde o viziune juridică cu toate argumentele legale cu privire la modalitatea juridică prin care ei propun declanșarea alegerilor anticipate. Poate ei au soluții pe care noi nu le-am identificat. Ca decizie politică însă, noi credem că alegerile parlamentare anticipate nu sunt o soluție bună pentru Republica Moldova în aceste momente. Deja luna aceasta avem situație dificilă financiară și trebuie găsite soluții urgente ca să evităm un blocaj extrem de periculos pentru cetățenii țării. Soluțiile sunt identificate, dar guvernul trebuie să acționeze rapid. E o chestiune de zile sau săptămâni să putem să asigurăm plata salariilor, pensiilor, pentru a asigura securitatea socială a cetățenilor. Dincolo de problemele politice din țară, trebuie să primeze problemele ce țin de evitarea unui blocaj financiar și de intrare într-o criză socială profundă. Alegerile anticipate ar însemna 3 luni de organizare și campanie electorală, apoi minim încă o lună pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea unui guvern, ceea ce ar presupune că pentru următoarele 4 luni de zile Republica Moldova va fi blocată iarăși în dezbateri politice și fără soluții practice. Deci chiar dacă ar exista o soluție ilegală de a declanșa anticipatele imediat, ar exista alte probleme și riscuri care ar trebui luate în calcul înainte de orice decizie.
Noi înțelegem că responsabilitatea de a evita un blocaj economic, social grav este a noastră. Deci, pe de o parte, suntem gata să analizăm revendicările protestatarilor, iar pe de altă parte vrem să facem totul pentru a nu pune țara și cetățeanul în pericol. Politic, guvernul deja a fost recunoscut ca fiind legitim, inclusiv de partenerii noștri externi în mod oficial, care au subliniat necesitatea ca acest guvern să înceapă cât mai repede activitatea. Noi considerăm că este un guvern perfect legitim, deși este adevărat investit în condiții foarte dificile, pe fundalul unui blocaj în Parlament din partea opoziției și apoi blocarea colegilor miniștri în Parlament ca să nu poată merge să depună jurământul. Evident că astfel de acțiuni nu sunt cele mai democratice, dar noi am încercat să ieșim din ele cu calm pentru a evita escaladarea situației. Condițiile acestea speciale au determinat și identificarea unor soluții speciale pentru acest guvern să fie investit cât mai repede, iar aceste soluții s-au aplicat cu respectarea totală a legii. Chiar dacă revendicarea celor care protestează astăzi este declanșarea legilor anticipate și chiar dacă există impedimente legale pentru satisfacerea lor sau riscuri economice și sociale, concluzia noastră este că dialogul trebuie să continue cu liderii protestatarilor. Eu sunt gata să am un nou dialog cu liderii protestatarilor, să discutăm toate aceste aspecte, să vedem pe ce soluții legale se bazează și care pot fi riscurile sau eventual cum le putem elimina. Majoritatea parlamentară consideră că dialogul este extrem de important, dar la fel de important este să ne asumăm responsabilitatea deciziilor luate în primul rând față de cetățeni, să evităm să ajungem la decizii care nu sunt analizate suficient și care se ducă la efecte grave în ceea ce privește securitatea cetățenilor, fie că vorbim de securitatea socială, financiară sau de alt tip. Deciziile pe care le luăm noi trebuie să fie atât pentru miile de protestatari care au ieșit în stradă, cât și pentru milioanele de cetățeni care nu au ieșit, care însă așteaptă ca statul să fie stabilizat, ca ei să-și primească salariile și pensiile la tip și să nu se intre într-un haos mai mare. Rămânem deschiși comunicării cu cele trei grupuri de protestatari reprezentate de Igor Dodon, Renato Sată și Andrei Năstase. Facem apel la calm și responsabilitate. Considerăm că protestele sunt un drept democratic, important de manifestare atâta timp cât ele se desfășoară pașnic, legal, fără violențe și fără ca alți cetățeni să aibă de suferit sau bunurile statului să fie distruse. Instituțiile statului sunt pregătite să asigure cu maximă fermitate securitatea statului și a cetățenilor, dar și să asigure desfășurarea acestor proteste în cele mai bune și democratice condiții. În concluzie, toate protestele trebuie să se desfășoare în mod pașnic și cadru legal. Fără violențe, fără agresivitate și în limitele locațiilor stabilite. Mă adresez organizatorilor. Vă solicităm să respectați legea și să nu admiteți ca protestele să deranjeze pe alți cetățeni. Să nu profanați monumente, cum s-a întâmplat astăzi, sau să blocați activitatea instituțiilor. 2. Considerăm că țara trebuie guvernată pentru a evita un colaps economic și social. Trebuie să asigurăm stabilitate și ca acest guvern să acționeze repede și ferm pentru a obține primele rezultate. 3. Chiar dacă credem că alegerile anticipate ar putea aduce țării mari riscuri economice, sociale și nu numai, și credem că suntem limitați în Constituție doar de o singură posibilitate legată de nealegerea șefului statului, totuși suntem gata să dialogăm cu protestatarii pentru a vedea care este viziunea lor și care sunt argumentele juridice pentru declanșarea legilor anticipate. Iată de ce, luni, 25 ianuarie, vom avea o discuție și așteptăm să vedem care este viziunea lor, să ne pună la dispoziție materiale, să ne pună la dispoziție și să delegheze experți, juriști, cu care să examinăm toate aceste subiecte. 4. Deoarece este foarte important să inițiem cât mai urgent reformele atât de necesare pentru țară, fac apel și invit cele trei grupuri de protestatari
dacă cu adevărat le pasă de țară, să se implice în a determina care sunt prioritățile viitoare în baza programului de guvernare pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și în eventuale condiții impuse de Fondul Monetar Internațional. Suntem gata să îi luăm ca parteneri pentru a seta care sunt prioritățile guvernării și care ar fi primele măsuri pe care ar trebui să le luăm, indiferent că este vorba de Parlament sau de Guvern, pentru a accelera toate reformele necesare. În final, doar aș vrea să fac o remarcă și o mică reacție la cazul doamnei Victoria Pruteanu de astăzi, care a fost mediatizat foarte mult de presă și care are la întreținere 5 copii și care a fost condamnată astăzi. Și aș vrea să mulțumesc colegilor de la Ministerul Justiției care au intervenit legal în acest dosar, în așa fel încât doamna Pruteanu să fie alături de copii și să-și ispășească pedeapsa la domiciliu.